Marilena Nițu a compus pentru partidul condus de iubitul său o melodie patriotică. Este o melodie patriotică, o melodie dedicată în special celor care au fugit, să zic așa, cu ghilimele de rigoare din țară, speriați de mizeria socială în care a ajuns societatea românească, speriați de politicieni, speriați de greutăți și în ideea de a avea un trai mai bun au plecat afară. Probabil că, de fapt, asta s-a urmărit de către politicienii vremii și rezultatul este de-a dreptul dezastruos pentru România, pentru că știți foarte bine, sunt peste 3 milioane de români care lucrează afară. Amintindu-și că nu se află la malul mării doar ca să se bronzeze, Miron Cosma a trecut în revistă și programul politic cu care vrea să atace alegerile europarlamentare și prezidențiale de anul viitor. Va exista un sistem administrativ pe care noi, pentru a nu se înțelege, pentru că și Băsescu și toți cei care au venit după el au înțeles greșit când eu vorbeam de noua formă de administrare teritorială a României. Au înțeles cu total greșit. Da, eu sunt împotriva birocrației. Pentru că am date, de exemplu, japonezii, vă dau un exemplu, au 150 de milioane populații și au în jur de 500 de mii de birocrați. Noi, câți birocrați avem la nici 20 de milioane? 1 milion 400 de mii se le uda nu de mult guvernul Ponta. Păi, cum e posibil? Adică, care e criteriul pentru care sunt atât de mulți birocrați? Nu, la muncă efectivă. Cosma spune că dacă va ajunge să conducă România, prioritatea din programul de guvernare va fi agricultura, pentru ca românii să nu mai moară de foame. Tocmai de aceea, fostul lider al minerilor spune că va achiziționa o rachetă Meteo în valoare de 6 milioane de euro menită să împrăștie norii atunci când sunt inundații și să aducă ploaie atunci când este secetă.